În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 28 de nave fără operațiuni portoare. 18 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe necesită reparații. De asemenea, la avizări, joi erau 11 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 16 iunie 52 de nave erau sub operare. 45 se aflau în portul Constanța, 5 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau joi dimineață 27 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru operare, iar 8 nu aveau operațiuni portoare.